Au fost percheziții de amploare la Palatul de Aramă al Regelui Romilor din Argeș. Din primele informații, Dan Stănescu, autointitulatul Rege Internațional al Romilor Creștini, alături de mai mulți complici, ar fi făcut angajări fictive pentru a beneficia de subvențiile în pandemie. Colega noastră, Mariana Zaharia, este în direct cu noi prin telefon. Bun găsit, Mariana! Spune-ne ce informații ai! Bună ziua! Lucrurile s-ar fi desfășurat începând din octombrie 2020 până în ianuarie, luna ianuarie acestui an. Practic, cei implicați în acest business ar fi încercat să profite, ar fi reușit de fapt să profite, spun anchetatorii, de un ordin dat în pandemie și care ar trebui să-i ajute pe șomeri să-și găsească locuri de muncă. Practic, există o ordonanță prin care cine face angajări în stare de alertă și angajează șomeri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani sau șomeri trecuți de 50 de ani beneficiază de până la 50% din salariu de la stat. Au fost făcute 68 de angajări fictive, spun anchetatorii din Argeș, și o parte dintre oameni chiar nu știau de faptul că ei în hârtii figurează angajați și că pentru ei se primesc niște bani de la stat. Alții știau, însă primeau o sumă mult mai mică față de cea pe care o primeau cei care au pus la cale această afacere. Statul, legea spune că statul suportă 50% din salariu până la o sumă maximă de 2500 de lei. Dan Stănescu, fiul acestuia, nora acestuia, dar și contabila societății pe care au înființat-o, sunt la acest moment la audieri la Poliția Municipiului Pitești. De asemenea, sunt foarte mulți martori și alte persoane ridicate și duse la audieri și în județele Gorj, Olt și Vâlcea. Anchetatorii au stabilit un prejudiciu în acest dosar de 400.000 de lei. Mariana Zaharia, îți mulțumim!